Bună ziua, numele meu e Bâja Radu și sunt medic specialist chirurgie dento-alveolară, iar astăzi vă voi vorbi despre manopera de sinus lift și indicațiile acesteia. Sinusul este o cavitate situată în zona posterioară maxilară, tapetată de o membrană și umplută cu aer. La pacienții care au pierdut dinții în zona posterioară de mai mult timp, șansele ca la acest nivel să descoperim o înălțime favorabilă inserării unui implant scad foarte mult. În practica chirurgicală există două manopere de sinus lift, sinus lift intern și sinus lift extern. Vom opta pentru una dintre ele doar după o analiză făcută la computer tomograf. Dacă în urma examenului radiologic vom descoperi o înălțime osoasă de 6-8 mm, se va opta pentru manopera de sinus lift intern, care presupune adiția osoasă și inserarea implantului dentar în aceeași ședință. Dacă la examenul radiologic vom descoperi o înălțime de 1-3 mm, se vor opta pentru două etape. Într-o primă etapă se va insera materialul de adiție osoasă, iar ulterior, după 6-12 luni, se va opta pentru aplicarea implanturilor dentare. Postoperator, pacientul trebuie să respecte indicațiile medicului chirurg și medicația prescrisă de acesta pentru a minimiza complicațiile.